Bună ziua! Astăzi este 18 iulie 2023 și Procuratura de Corupție vine cu un briefing de presă să dea careva detalii despre un episod din fraudă bancară care a fost trimis în judecată în privința inculpatului Vladimir Plahotniuc. Înainte de a discuta detalii din acest caz, amintim ca întotdeauna că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată pentru o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. Deci, fraudă bancară, după cum cunoaște societatea noastră, deci vizează perioada 2012-2014, când trei bănci moldovenești au acordat împrumuturi în valoare de peste 2,9 miliarde de dolari persoanelor interpuse care acționau în interesul unei organizații criminale. Banii proveniți din aceste împrumuturi au fost apoi redirecționați prin conturi bancare letone, după care au fost distribuiți în mai multe jurisdicții, inclusiv unele sume revenind în Republica Moldova. În noiembrie 2014, aproximativ 12% din PIB-ul țării a fost utilizat pentru acoperirea sumei sustrase din cele trei bănci pentru a preveni falimentul sistemului bancar în Republica Moldova. La 4 decembrie 2014, Procuratura Anticorupție a pornit urmărire penală în cazul numărul 2014-978-151, investigând infracțiunea de abuz de serviciu, care se regăsește la articolul 335 din Codul Penal al Republicii Moldova. Perioada investigată în acest dosar, denumit generic fraudă bancară, include anii 2011-2018. Printre inculpații trimiși deja în judecată în această cauză penală se numără un deputat, un fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, doi foști viceguvernatori și un șef de departament al BNM, fostul președinte interimar al Băncii de Economii, fostul președinte interimar al Băncii Banca Socială, ex-președintele al Băncii Unibank, doi contabili, și alții, în total 17 persoane. La moment, 67 de persoane, atât publice cât și private, au statut de învinuit, fiind cercetate pentru infracțiuni de crearea unei organizații criminale, escrocherie, spălare de bani și altele, care sunt prevăzute la articolele demonstrate aici pe pagină din Codul Penal de Republica Moldova. La 27 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a fost recunoscut ca parte vătămată și în calitate de parte civilă în cadrul cauzei penale fraudă bancară. Ministerului Finanțelor i-a fost cauzat prejudiciu material în suma totală de peste 22,9 miliarde de lei, urmare a acțiunii civile înaintate. Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, care vizează un episod din dosarul fraudă bancară, a fost expediată pentru examinare în fond către judecătoria Chișinău, sediul Boicani. În prezenta cauză penală, inculpatul Plahotniuc este acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni: crearea și conducerea unei organizații criminale, care prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, escrocherie, săvârșite de organizație criminală în proporții deosebit de mari, care prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani, și spălarea banilor, săvârșite de organizație criminală în proporții deosebit de mari, care prevede, ce prevede pedeapsa cu închisoare de la 5 la 10 ani. Potrivit problemelor amestate în cadrul prezentei urmăririi penale, sunt relevante două fapte de scrocherie distincte. Deci, după cum urmează. În perioada anilor 2013-2014, inculpatul Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al companiilor nerezidente sau offshore, a recepționat și beneficiat de mijloace financiare în suma totală de aproximativ 18,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicită, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, societăților comerciale din grupul Shore. A doilea episod,
Deci, în perioada 2014-2015, inculpatul Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv al companiilor offshore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în suma totală de peste 21 de milioane de dolari, acordate de către Banca de Economii, societății rezidente gestionate de către Elan Shore și o altă societate rezidentă gestionată de Vladimir Andronache. Este de menționat că capitolul de acuzare în privința lui Vladimir Andronache, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de peste 32 de milioane de lei prin intermediul acestei companii, este deja în curs de examinare în instanța de judecată. Deci, în perioada nominalizată, din 2013-2015, inculpatul Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în suma totală de 39,2 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurori de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, investiții în afaceri, achitarea unor datorii și organizarea de evenimente. Deci să explicăm procesul de urmărire penală și ce a urmat până am ajuns în momentul în care ne aflăm, când acest dosar a fost deja trimis în judecată. Deci faptele infracționale vizează perioada 2011-2014. După cum am menționat, la 4 decembrie 2014 a fost pornită urmărire penală pe fraudă bancară în general, începând cu infracțiunea prevăzută la articolul 335 apus de servici. Apoi, în septembrie 2019, a fost pornit o altă urmărire penală, anume pe spălare de bani, care ulterior a fost conexată la cea de bază pornită în 2014. Aici este de menționat că în septembrie 2019, Vladimir Plahotniuc nu se mai găsea în Republica Moldova, deci a părăsit Republica Moldova în luna iunie 2019. Apoi, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub invenire la 27 decembrie 2021, incriminându-i atunci, deci, trei capete de acuzare, aceleași trei care au fost trimise în judecată. Prevăzută la articolul 284, 190 și 243, deci crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. În decembrie 2021, fiind pus sub învinuire, acest caz nu putea fi trimis în judecată pentru codul de procedură penală în Republica Moldova prevedea că această învinuire trebuia să fie emanată învinuitului în persoană fizic, deci în Republica Moldova. Inculpatul era fugar în acel timp, 2021. Procuratura anticorupție nu cunoștea unde se află persoana, dar în iulie 2022 a fost aprobată și a intrat în vigoare o modificare legislativă foarte importantă, care permite procuraturii, deci procurorului, să finiseze urmărirea penală în lipsa învinuitului și să trimite cazul în judecată dacă întreprind careva măsuri care sunt limitate în codul de procedură penală, în articolul aprobat de Parlament și care a intrat în vigoare la 26 iulie 2022. După ce a intrat în vigoare această modificare, la 22 august 2022, procurorul din Procuratura Anticorupție a depus un demers pentru finisarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, conform noii legi. A depus acest demers la judecătorul de instrucție, aici în Chișinău.
După vreo câteva ședințe și contestări, inclusiv la Curtea Constituțională, la 17 noiembrie 2022, judecătorul de instrucție a aprobat, deci, finisarea urmăririi penale în lipsa invenuitului Vladimir Plahotniuc. Avocații inculpatului au contestat această decizie la Curtea de Apel Chișinău. Au avut loc mai multe ședințe, inclusiv ridicarea altor deci excepții de neconstituționalitate, cereri de strămutare, de recuzare și alte metode de a tergiversa acest caz din partea avocaților. Dar, în final, la 29 mai 2023, Curtea de Apel a respins, deci, toate contestațiile avocaților și a menținut ca corectă decizia judecătorului de instrucție că această urmărire penală poate fi finisată în lipsa învinuitului pentru că îndeplinește toate cerințele care le cere legea. După ce Procuratura Anticorupție a obținut această decizie de la Curtea de Apel Chișinău, deci vreo câteva zile mai târziu, procurorul a anunțat avocații despre finisarea urmăririi penale și despre i-a acordat oportunitatea avocaților să examineze toate materialele în acest dosar. În total, sunt 100 de volume de probe, documente și alte lucruri, și avocații au dreptul, conform legii, să examineze tot materialul care l-au făcut. După ce au examinat materialul, procurorul a întocmit rechizitoriu, care are peste 370 de file, la 12 iulie 2023. După ce a fost întocmit rechizitoriu și o copie a fost trimisă și avocaților, dosarul fizic, inclusiv cu toate 100 de volume, a fost fizic trimis la judecătoria Chișinău, sediu Puicani. Deci, în total, în această cauză penală, faza de urmărire penală a durat 7 ani și 8 luni, dar în mare parte, deci, n-a putut fi trimis dosarul în judecată în lipsa învinuitul, conform codului de procedură penală în Moldova, până nu a intrat în vigoare modificarea legislativă în iulie 2022. După asta, procedura la judecătorul de instrucție a durat 3 luni, iar procedura la Curtea de Apel de contestație a durat 6 luni. După ce obținut această decizie de la Curtea de Apel, deci, conform procedurilor care sunt obligatorii în codul de procedură penală, avocații, luând cunoștință cu materialul, deci toate procedurile care au avut loc, au durat încă o lună jumate și, în final, a fost trimisă judecată această cauză penală. Deci, în acest dosar penal au fost aplicate sechestre pe bunurile lui Vladimir Plohotniuc, se acopere suma prejudiciului, deci în valoarea totală peste 1 miliard de lei. Dar, în total, deci, Vladimir Plahotniuc este vizat în mai multe, inclusiv în mai multe episoade în fraudă bancară, care încă se află la faza de urmărire penală, și mai este vizat, are statut și în alte dosare penale care se află în gestiune la Procuratura Anticorupției. Deci, în total, avem bunuri identificate care îi aparțin inculpatului, direct sau prin persoane interpuse, unde el figurează ca beneficiar efectiv, de peste 2,8 miliarde de lei, inclusiv în capital social, clădiri comerciale, case, vile, apartamente, creanțe, conturi bancare, terenuri și mijloace de transport. Aceste bunuri se află inclusiv în Republica Moldova, dar și în alte țări, cum ar fi Spania, Franța, România și Elveția. Deci, noi, Procuratura Anticorupției, vom ieși cu comunicate de presă în scris și vom răspunde la întrebări de la jurnaliști despre acest caz și multe altele pe care le avem în gestiune.
Dar astăzi anunțăm publicul că acest dosar a ajuns în judecată și vom reveni cu detalii despre când vor avea loc ședințele de judecată, care în linii generale sunt deschise pentru public, pentru jurnaliști și toți restul care vor să rămână informați despre acest caz, despre fraudă bancară și multe altele. Iarăși, punem accentul pe faptul că prezumția de nevinovăție este în vigoare până nu există o decizie definitivă de judecată și vom reveni cu alte detalii când avem și alte lucruri de raportat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!